I still don't see us. Not yet. That should be it. Do you see us? Okay, so I one second. Yes. Let me just share it. That's the best I can do today. So I hope we are live now on Luton Roma Trust as well. Let me just verify that. Not yet, but I hope my colleague Krina will share the link. So we can start, right? Right. Mishtosan, mishtora klemtumi, mese maluna lepadatu, haigadaya si yeksi siluna ande EU settlement scheme sau i residenza ande Britannia Bari. Manca simri colegai Denisa Ganon ande organizacija New Europeans UK, haiwei amenka machitolami, teka razgadaya si siluna. Și acum vă traduc și în limba română. Bună seara, dragi prieteni! Eu sunt Aluna Lepădatu și aici reprezint organizația Luton Roma Trust și în parteneriat cu colegii noștri de la New Europeans vom face sesiunea aceasta de informare despre EU Settlement Scheme sau rezidența în Marea Britanie. Acanacă mea cămată pe nau, te adapto alau tu, Denisa, te penes con santu hai să organizația si tot, andă dui trână la oa, hai jas mai dur, pocleacu cam povestis. Și acum vreau să rog pe Denisa să ne povestească despre dânsa și despre organizația în care lucrează. But, dema cleacu vremea, ca te da știu te carau e translation românisca, mișto? Mișto. Tavem bachtale romale. Mesim Denisa, tai mesim romani și pa cecho. Tai me kerávka te bujti sar fiškároši. Me kerávka dala nejve rezidentura. Kodol si o settlement scheme. Kodola si tai keráv bujti ka e New Europeans. Tai žutináv manušen te kerenka dalo rezidento. Tai žutináv vi a aluna, andoroma Luton Roma Trust, te kerávka dala rezidentura. Kadala rezidentura trobuj a zirka sako Evropanos ko bešel andi Anglia site avelka do rezidento. Kado si a zirka o Brexito avel. O Brexito avla ando decembero, ando trandata jejich decembero, kado berš má avla Brexito. Tai sako ko bešel kate andi Anglia, tai si anda Evropa, hát site Avelesca do nevo rezidento. Mișto. Dema 2 minute te pena, mișto. Deci, acum vreau să traduc un pic și limba română ce a spus colega noastră, Denisa. Ea este din organizația New Europeans și doar în 2-3 cuvinte o introducere ce este EU Settlement Scheme. Este o rezidență, deci un sistem nou de rezidență acum în Marea Britanie, ca care a apărut după Brexit. Deci, de fapt, noi trebuie să avem un statut nou ca să putem locui și munci în Marea Britanie deja din anul viitor. Naistu că Denisa? Cana tu muntui sardante că răschiri prezentația, a mea da știți, te si ca vasa maro video romanes. Hai, acanaca a mea cam dicasic video că cărdam les a mea, hai mai avut organizații de fapt, romanesc prezentația scurtă sosi o EU Settlement Scheme. Și acum va fi un video scurt despre EU Settlement Scheme în limba romanii pe care l-am făcut noi în parteneriat cu mai multe organizații. No sound.
Țări deja Janis și Anglia în cril unde Uniunea Europacă, hai sau rămânoși unde Uniunea Europacă că e camen mai dur, te trăin hai de cărimbuchii unde Anglia, trebuie te aplicind ca rezidență cu EU Settlement Scheme. Dar și te cărin o EU să se ce pe 30 iunie 2020 te cărin rezidența o stat să trebuie te descărcine ca aplicația în numărul telefon inteligent e aplicația control EU exit ID document check. Ca și ai pregătimit te aplichezi, trebuie tu că te ai el tu că pașaportul biometric sau o lil vas test. În cazul că la lil nu-ți les chipul, trebuie îl bișar do la home office, te verifici les. Trebuie altul mai de sicamen, oici ca te traien în de Anglia. Codul și ai sicamen papiroșența. Codul la papiroșa și ai aven andra banca, oici andra tax credit, avera papiroșa informație de raken andu government websites. Cana, să tu mea sau documente pregătime și ai început de cără ne aplicația pe telefonul. Te dar știi de cără de aplicația, nu să ai să te avem tu menec la șo e-mail-ul, numărul de telefonul, ai internetul. Să le puși mata, să le îndeși bie englezesco. Cana, ci janesca dai șib, hai cea chiar să o penen, rode ajutorii. E aplicația po mobilo si ca vela tu che savo status tu c'hai den. Si ca ne sistema nashtig ara che sai informazie pala tu te. Da ca ne pacias che tu pira tu aver statuso, c'hai mangesles tu che. Numai trubul c'ha campel te deslem papira. Te rena di țara e Mare Britanie te la tu mai țara de panș băș, dar știm te chelen opre setel status. Hai să tu mi-o întreb pe te muncine te beșeran de către țara timp de panș băș. Te venam de către țara, e Marea Britanie, hai te la tu mai apu de pașbăș, dar și te chiren o settled status. Si tu mi-e dreptul, te beșină de către țara, hai te muncin, timpul nelimitat. Te gătu să advanța su mangel tu mendar, te completin, mai tu, mangela tu mendar, te continuin e aplicația pe internetul. Și ai chiren ca dat pe calculatorul, o proiect telefonul. Pala subișelia chi aplicația, cam primisă chi mail-o confirmarea chi aplicația chi, hai numărul de referință de deșușov cifre, ca e malavel ca dea. Trân ștar, trân ștar. De ando e-mail butivar, că el aia vi po e-mail și ai mangen tutar mai but informația. Pala câteva ciun, după ce chelem tu mare aplicația, vă arătă mingi chi mail-o, tu mare statusul sau nevo. Vă arătă mingi doar digitalul, ne vă arătă mingi plico chere. Ni trebuie te pochinesc ca ni cască te chiril chiri aplicația, că gădăvă procesul silu gratis. Ca ne trebuie tu mai but informația, contacti amen andolut Roma Trust sau aver organizații, ca e te janez sar te aplichis că EU Settlement Scheme. Naistumenge, mulțumim mult că ați privit videoul nostru, este o lansare și este prima dată când îl arătăm. Deci, gădă, este prima dată când am să cava să mă rog video. Hai că mă te zanau că sălu tumenge de folos. Denisa, a cana că mă te pușap tu mai but buchea andai rezidența, ta anglica te na cau cal pușimata, că mă te penau câteva momente tehnice. În primul rând, mă cam te pnau sau răru mengă, ca n-a cam te pușen zușis, prin amengă andal comentarii, hai a mea cam da știs, te das tu mi răspunsul romanez sau românesc. Amari colega e Denisa Sile, e ca avocato, hai lasă la acreditarea, oist că guduia s-o del voia, la te del sfaturea pe imigrația. Și acum vreau să vă spun niște detalii tehnice. Sesiunea, în primul rând, va fi în două limbi. O să încercăm să traducem toată informația posibil. Și dacă aveți careva întrebări despre rezidență, despre EU Settlement Scheme, poate despre situația dumneavoastră personal, vă rog să ne scrieți în comentarii și noi o să încercăm să vă răspundem la întrebările voastre. Colega mea, Denisa, este juristă și are acreditare OISC, ceea ce îi permite să dea sfaturi de imigrare. Acanacă, Denisa, camau te nacau calamare pușimata. Hai primo pușimos, camau te pușau. Deci, românisca. Pentru eu am... Pentru ce am nevoie să aplic la rezidență? Deci, gădăia întrebarea, o manoșcă mea tăpușel. Soste le străbule, ste aplichil ca rezidența. Soste e rezidența, hai soste o e trăbul.
Ok. Kana, kere stiri aplikacija po rezidento? Site keren site ke auto paso vaď ID. A me po Čecho taj po Slováko pe nás občanka. Taj kodi občanka vaď pasporto site keres po apo ando tiro mobilo. Taj apal site keres tiri aplikácia po interneto. Kana najtu paso ha site keres tira ID, ale kodi ID site bišavesa po home office. A zirka ID najle e o biometric chipo. Taj apal o home office bišavel tuke e-mailo, hoď kerdan tiri aplikácia. Si duj statusura. O prvního statusu si kana sanka te má pán šperš, kodo si settled status, taj kodo si hoď kana keren kady aplikácia po settled status, kana san má kate maj put sar pán šperš, hát šaj aven kate andi Anglia intrigo trajo. Yeah, do you want to translate it now? E Denisa Pinela mengă că românesca. Dacă vorbesc câteva limbi deja te mai greșește. Dale mai încurt. Denisa ne spune că pentru a aplica la EU Settlement Scheme trebuie să avem un pasaport sau un buletin valabil și depinde cât timp sunteți în Marea Britanie. Dacă sunteți în Anglia mai puțin de 5 ani, puteți primi statutul pre-settled, ceea ce vă permite să stați aici încă 5 ani și dacă sunteți deja locuiți în Marea Britanie mai mult de 5 ani, aveți voie să stați aici, dacă primiți settled status, aveți voie să stați aici un timp nelimitat. Și întrebarea următoare este, de fapt, i-a deja răspuns, cât timp trebuie să fiu în Marea Britanie ca să pot aplica la EU Settlement Scheme, dar poate Denisa ne dea careva detalii. Denisa, cam au te puși aptu, cât sot timpul trebuie te beșes an de Marea Britanie, an de Anglia, ca te da știți te căres iec aplicația. Poate mea elem ară chiar, poate mea sunt ca te iec ghes, dui ghes, iec șon, câte timpul trebuie te au ca te? Kana aven an de Anglia, tai janes hoit ma kam este ashwas kate te, kam este keres buti, tai te aves kate, tai te trais kate an di Anglia, tai kana aves hat chai keres tuke kadi aplikacia mindjar. Site avel tu adresa, tai site avel tu mobilni e-mailo. Deci, Denisa spune, iarăși românesc traduc, Denisa spune că pentru a putea aplica la EU Settlement Scheme, de fapt, poți să fii aici și o zi și o săptămână, nu contează, ai venit aici, planifici să stai, să rămâi, să locuiești și să lucrezi, poți aplica, însă ai nevoie de careva acte, spre exemplu, dovadă de adresă. Întrebarea următoare este, pot aplica dacă documentul meu de identitate a expirat? Denisa Camote Pușapto a trântu pușimos. Canamuro documento, canamuro acto, silu experime. Deci, n-ai la ce. Mie da știu te cărau e aplicația? Na, știc, canatiro documento, canatiro pasporto si expired, hoci ma avri feilas. Hát, site keres tuke neivo pa ambasáda. Vať šaj keres tira občanka sa. Kana situ ID, hát šaj keres tira ID. Mm-hmm. Ale kana aves, taj san kate maj cerra sar pán žberš, hát kodo si pre-settled status. Kodo si hoď meken tu te trajís kate andi Anglia pe pán žberš, tai pala panšberš šajka kerestuke aplikácia veko do settled status. Tai ko do settled status má si hoď šaj trajíska te andi Anglia intrigo trajo. Denisa spune că în orice caz este bine să aveți un document valabil. Deci asta este de fapt o regulă foarte importantă. Nu puteți aplica cu documentul expirat. Dar e posibil că ați venit
cu ambele acte, deci aveți și pașaport și buletin. Atunci, dacă unul a expirat, puteți aplicați cu celălalt. Dar în cel mai bun caz, dacă totuși documentele dumneavoastră sunt expirate, trebuie să le reînnoiți. Deci trebuie să contactați ambasada ca să reînnoiți actele dumneavoastră. Și acum, cum am mai spus, că dacă aveți buletin, de fapt buletinul trebuie trimis spre verificare, spre home office pentru verificare. Cu pașaportul, aplicația e cu mult mai simplu. Și acum întrebarea următoare. Deci am avut un caz de fapt, este o situație că persoana are doar buletinul și trebuie să trimită buletinul la home office pentru verificare, însă este frică să-l trimită pentru ca să nu se piardă. Și ce se facă în situația asta? Denisa Pușaptu Romanes. Se gădea situația. Man sima buletino. Hai metrăbul ID document. Hai metrăbul tebicarav o buletino ca o home office. Da? Ta man gădar tebicarav mă ro buletino te na hastardul. Yeah. Sote cărau. Meșa n-a făcut emanușa darante bișaven peste documenti pe home office. Ale mesar advokáto me bišadem bud kodola lila ka home office pa identifikácia taj šoha čiha sajlas. A ten manuša či trobuj te daran hotilenko dokumento ha sajvel kana bišaven les. Ale kana bišaven mindig bišaven doporučenje for signature te teiles kirin. Taj kodo papiroši pa pošta garaven. A zirka, ako to si o tracking reference number, jo, andi pošta po Royal Mail, taj palakodo šaj ando Royal Mail website, šaj diken home office o oprela s tu máro lila. Taj kana o home office bišavel tu mále papiroša palpále, aha, tu bom bišaven les pale po signature hoš, variko si te teiles kiri, kana lel opreolil. Ha, či trobuň te daran, hoď chasajvel. Me bišadem bud taj, šoha či chasajla, smindika vila spal pale. Mulțumesc mult, Naistu, că ce spune Denisa este că să nu vă fie frică să vă trimiteți buletinul la home office, pentru că din experiența ei, dar și din experiența mea, niciodată buletinul nu s-a pierdut. Când vă trimiteți buletinul prin poștă, acolo este un proces secured. How is it in Romanian? I forgot this word. Deci să nu vă fie frică să trimiteți, pentru că puteți verifica actul vostru, unde este și dacă a ajuns sau nu. A kana că Denisa amen sime yek pushimos andel comentarii, kana tu dikhes, da? Deci, ce se întâmplă cu oamenii căruia... they don't have paperwork. What is happening to those people who are rejected because of their not having paperwork to prove their long... Da. Deci, socăril pe lemanoșența, kana lengă lila, ca i să caien ca un bășen ca tien de țara, andotan, n-ai acceptome. Ce se întâmplă dacă actele tale de reședință nu se acceptă? Dar știți este penes, uși pe gădăuă pușimos? Acane ce hotea din să penes? Dic handul comentarii si meu pușimos și bine englezisca. Ok. Hai, zicana i Denisa priil o pușimos. Hoďka na najtu ID, paša tu te hoďša deportoval in tu, kodo pušes, ať sa vôžiš. Nič, Denisa, dík handl komentári ando Zoom, kad hea mende ando Zoom. Oh, okay. Jo, ando Zoom, až ta dík hap, jo. Až ta. Kana o manoš najeles lila, te penil kite bărš, kite vremea silu kad hea de Anglia. Deci, hakeres? Deci, întrebarea este dacă omul nu poate dovedi cât timp stă în Marea Britanie, cum poate el aplica? Ok, yeah, I see. Ok. Yeah. Ok. Când sunt câte mai 5 berși,
Hat chai keres applicatia po set status. Kado si status so ho chai chai aves kate intrego trajo. Ale kana nai tu papirosha. Hat mai mishto te kontaktovalis amen. Tai ame chai penas tu kesoske papirosha trobuitu. A zirka o home office kana chidesa e papirosha pe panjberš ho chanas kate. Hat won denatu pre set status. Kdo si o statuso so shai ashos kate andi Anglia pe panjberš. So papirosha so shai des si sa papirosha so shai rakes. Anda banka shai des papirosha. Vaď pa revenue, pa HMRC, hoď kapisa slovekate, hoď jde nás tu v sociální dávky, vaď benefitura, hoď jde nás tu kate. Vaď sa naská o doktory, hoď píre sa ská o doktory, e doktora šaj den tu papiroša, hoď sa nás registrovaný vokote. Ale kana troboj tu maj buď informácie, Sai kontaktovali nes amen, ai ame penasa tu ke mai but. Deci, în linii generale, Denisa ne spune că, de fapt, este important, în caz că vă cere documente, da, adăugătoare, da, să vă să arătați unde locuiți, adresa și, în general, rezidența, este important să le dovediți, de fapt. Deci, dacă stați aici în Marea Britanie oficial, aveți acte, munciți, sau studiați, sau locuiți undeva, dumneavoastră, în orice caz, trebuie să aveți orice ce acte. De exemplu, de la GP, de la medic, sau de la bancă puteți să aveți, sau de la council tax. Deci, orice ce act este de ajutor. Dar chiar dacă nu aveți nimic, eu știu personal că puteți să vă apropiați la un ONG, la o organizație, da, sau charity, cum se spune aici în Anglia, cu care colaborați sau care v-a mai ajutat mai de mult și să le cereți de la ei o dovadă că ei, de fapt, vă cunosc și ei pot să dovedesc, da, că au lucrat cu dumneavoastră și din ce și până ce dată. Documentul ăsta, de fapt, vă va putea ajuta, dar chiar dacă nu știți exact ce și cum să faceți, vă rugăm să ne contactați pe noi, contactați New Europeans UK sau Luton Romatras și noi o să încercăm să vă ajutăm. Vă mulțumim mult pentru întrebarea asta care a venit online chiar acum și mergem mai departe pe întrebările noastre care le avem de la clienții noștri de mai de mult. Acanaka kamote pușap tu mai dura mare pușimata, Denisa. Mie credem ec translation and subhendan tu, hai că n-a jas mai dur, cam pușau româisca. Ce se întâmplă dacă cineva îmi cere să-mi arăt buletinul de identitate în timp ce buletinul meu iese la home office? Voi fi deportat? Deci, o manoșca mea te janel. Că ca n-au obicear dau pe scolil ca home office, da? Hai les, hai les, les cu ID, pesa. Hai că n-a el le manoș, le raia, le vazi, a el hai pușeles. Kai kiro ID, Hailes Nailes. Gudua manoška ma el deportat? Sar bichar dobri? No, naštik deportovali to azirka naitu ID, azirka naitu papiroši, kana pušentu tar. So šaj si ka ve slenge, azirka kana kerdan tiro statuso aplikácia. Ha to o home office, biša das tuke e-mailo, hoď tu kerdan tiri aplikácia, tai hoď si te vyšavez tiro dokumento po home office, po identifikácia. Tak kodo e-mailo, šaj avel tute, tai šaj si kaves, hoď si te vyšadan tiro papiroši po home office, tak jeden identifikácia. Tai vy o home office vyšavel tuke aver e-mailo, kasi lil, so penelo hoď dine tu certificate of application. Kodo si lil, hoď o home office má siletiri aplikácia, tá je hoď akánik procesovali na les. Na istúke, sophenda
Stupendo. Ce a spus Denisa acum este că, de fapt, nimeni nu are voie să vă deporteze, să vă trimită din țară, dacă dumneavoastră ați trimis buletinul la Home Office pentru verificare și nu l-aveți cu dumneavoastră. În caz că cineva se apropie de dumneavoastră să vă ceară buletinul și să, nu știu, înceapă o discuție mai urâtă, trebuie să le arătați e-mailul dumneavoastră unde, de la Home Office, unde de fapt scrie că dumneavoastră ați aplicat și buletinul este trimis și, aplicația voastră este în proces de considerare. Voi o să primiți un e-mail, o confirmare și le arătați confirmarea dată. Asta vă va putea ajuta mai departe. Naistu, că acana că mai sime încă e pușimos online, hai naistu mă gromale că camente janen mai vut, hai pușename mai scriin că amea cam astea janas o probleme să tu metumen, hai cam astea ajutos tu me. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebări și mai avem încă o întrebare online. Deci, cum putem adăuga copiii noștri în aplicație? Denisa, sarda știu te cărau e aplicația mărăcea vorenghe, sarda trebuie de mără aplicația. Jo, si te keres, mainti si te kerel odat vai idei i aplikacija. Jo, taika na keresi aplikacija o home office dentu o number, so si deš taj show číslu rakute numeros. So kes di trin štár. Tá pal si te keren e šavou renge. Skenovalin o pasportu, tá pal keren online, tá i kana keren online i aplikácia. Hát kote pušen tu mendar, hoď o šavou ro kamel te avel les residento pala dat vať pala dej. Tá i tu me penen hoď jo, tá i kote šuven o ánav la dako vať edadesko, Tai apal šuven kote kodo báro referenčního číslo, kodo báro numero, so si jejk tai šou numeros, so kes di trin štár. Tai kadej o home office link ketane kodo ra aplikácie. Ale site apal site bišaven po home office o birth certificate. O rodný volisto e šavou renge. So si kavel kodo aplikácia, hoď kote si o ánav a dakovať o edadesko. Hai, gada kerel pi aplikácia, da? Hai. Naistu că mulțumesc și acum traduc și în limba română ceea ce ne-a spus Denisa, de fapt. Pentru a face o aplicație pentru copil este foarte ușor. În primul rând, trebuie să aplice un părinte, mama sau tata. Și când aplică un părinte, ei primesc un număr de confirmare care consistă din 16 cifre și se începe cu 3-4-3-4. După ce ați finisat aplicația părintelui, faceți și aplicația la copil. Tot așa cu actul de identitate, cu fotografii, dacă este nevoie, deci tot procesul. Și la sfârșit aveți o opțiune. Vreți ca aplicația copilului să fie legată de aplicația unui părinte și atunci spuneți da și dați numărul de aplicație a părintelui, deci acei 16 cifre care se începe cu 3-4-3-4. Atunci Home Office-ul, deci guvernul, adaugă două aplicații a copilului și a părintelui. Le pune împreună și atunci ei sunt legate. La sfârșit, este nevoie să mai adăugați și actul de certificatul de naștere a copilului pentru a dovedi că prenumele și numele și datele de naștere sunt aceeași, da? Deci este o legătură între mamă și copil, de exemplu. Și așa se face o aplicație pentru copil. Naistu că Denisa, jas mai dur pe la mare pușimata? Jas mai dur? Jo, șaizeci, să cam te pușen, mandar. Da, cam asta pușeas. Dacă, românisca, dacă persoană fără adăpost nu are o adresă, poate aplica fără adresă sau dovada adresei? Deci, să cam te janen le manoș. Cana, ec manoș, trail avri, da, rough sleeper, les naeles adresa.
Onda știu de care el pesche aplicația Bikai ta el este ek adresa, dovada, like proof of address. Jo, že na vsupuše si, jo. Kodola manuša jsou najle adresa, kodola jsou si homeless, what rough sleepers, veď najkáte bešen, hát kodola, si registrovaný má pes variso charita. Jo, kodola registrovaný vaj po city council, vaď po shelter, vaď po mať pár jsou áver charita, kánik přižana vsovsky. Ale mindík šaj registroval in tume pár kápi charita, taj šaj keren tu mári aplikácia kodola adresa sa sosi a charita ki adresa. Na istuka, ce spune acum Denisa în cazul în care sunt persoane fără adăpost care nu își pot dovedi adresa, ei pot cere ajutor de la o organizație, da? Poate să fie o organizație de caritate, ca de exemplu organizațiile noastre, sau poate fi o biserică, poate fi o orice altă organizație guvernamentală sau neguvernamentală care le poate ajuta. Și atunci, cum v-am explicat mai de mult, ei pot să ceară de la organizația dată o scrisoare care confirmă că ei de fapt sunt în legătură, primesc un ajutor de la această organizație și e important să indice ce timp organizația le cunoaște și le ajută. Și atunci, probabil că Denis a vrut să spună că ei pot aplica pe adresa acestei organizații. Îi mulțumesc încă o dată și mergem mai departe cu încă o întrebare. Cu ce act îmi pot dovedi rezidența? Noi deja am mai răspuns. Nu pot aplica... Da. Important, o întrebare foarte importantă. Nu pot aplica la National Insurance Number acum, la moment. Mai pot aplica la EU Settlement Scheme. Denisa amensime e pușimos. Ca na o manoș a canacă în dăgădăua moment, unii da știu tecărele aplicația ca un National Insurance Number, da, că se e carantina. Bilescu, o da știu tecărele aplicația ca e rezidența? Hai, că na nai tu me National Insurance Number hat nai bio. Șai keren i aplicația vi că na nai tu me National Insurance Number. Anti aplicația că na jan po interneto hat kote si hat kote pushen tu mendar. Hoď si tu me National Insurance Number vat niči. Hat kote feri push put no taj o aplikácia mu kel tu perdel, hoď šaj žas, taj šaj dokončili, šaj kereskili aplikácia. Na istuke, deci de fapt este foarte ușor, răspunsul este foarte ușor, puteți să aplicați la rezidență fără National Insurance Number, chiar dacă acum este carantină sau mai înainte, asta nu contează. National Insurance Number e important, însă nu este necesar pentru a aplica la rezidență. Ar fi ușor dacă aveți Nino, pentru că este foarte ușor. Deci cu Nino, deodată se vede ce timp sunteți în Marea Britanie. Dacă nu aveți Nino, probabil că o să vă ceară, aplicația o să vă ceară mai multe dovezi. Însă e posibil și nu trebuie să vă oprească faptul că nu aveți Nino. Mulțumesc, Denise, și mai avem încă o întrebare. Ce se întâmplă dacă mi-am uitat e-mail-ul sau mi-am pierdut numărul de telefon cu care am aplicat? Denisa, le rom camente janen. Socheren, cana on hastardine pesco e-mail-o sau pesco numărul telefonosco? Eu, jana. Cana hastaren tu maro e-mail-o, tai vitiro telefono, numero. Hacite caravan po home office, po resolution centrum. Tai site penen lenge hoď chasár dan les, tai von šaj keren perdal e detailura. Vať áver šaj keren hoď karaven palpále, vať žan po kodomobilnívo providero, so dastume o telefóno, tai penen leske te del tu sam mým o numero so sastu, pikártia, taj šuves les palpále an to telefono, taj kadej šaj avel tu akceso, kadej šaj žan palpále pe tumáro aplikáciu, pe tumári aplikácia.
Ale kana čižal, a cite karavem po Resolution Centro, po Home Office, taj cite penen lenge ho chasár dan, vy o numero, taj vy o, vy o e-mailo, taj von keren les perdala. Taj den nejvo, cite den po Home Office o nejve detailura. Ne instuke. Deci, cel mai ușor, dacă v-ați pierdut numărul de telefon și e-mailul cu care ați aplicat, puteți să sunați la Resolution Center și să le spuneți despre situația date. Atunci ei o să vă ajute să vă, nu să vă recuperați datele care le-ați pierdut, însă să adăugați un e-mail nou și un număr de telefon nou. Asta este foarte important. Dacă deja ați hotărât să aplicați cu un e-mail și un telefon, vă rog să nu le pierdeți, pentru că toată corespondența vă vine doar prin e-mail. Și asta este ceva despre ce o să vorbim mai înainte, însă vă spun deja de acum, nu vă vine dovadă fizică. Dacă aplicați la statut, vă vine doar un e-mail și de aia este important să aveți e-mailul dumneavoastră. Bine, mergem mai departe. Am aplicat la EU Settlement Scheme, dar nu am primit nicio dovadă, niciun document, deci nu am statutul încă. Denisa, se bud manoșcai cărdine pesche aplicația, bud timpo mai angle, tale on ni primi sardine pesco statuto. Sto te keren, so însemnă o gădaia. Kana ma buta e glesin, de den tu maro statuso ta, kerdana i aplicația, tai furt kanci home office o cidel tu me, ha cite karaven lenge. Cite karaven po resolution centrum, tai site penen, site pušen, hoď mírči dene tu me inke o statuso. Tai von penen tu menge, hoď variso trobujle, variso evidencia inke lešin, mať variso, tai kana den leko dohát, maj kerena tu má o statuso. Deci, Deniza ne spune acum că cel mai ușor este să sunați la centrul de rezoluție, la Resolution Center, și să le întrebați direct de ce nu vă vine un răspuns. Însă eu știu exact că acum, pe timpul carantinei, ei chiar nu au lucrat și toate aplicațiile s-au oprit într-un fel, da? Pentru că centrul de rezoluție nu a lucrat și oamenii care au aplicat mai demult, ei tot își așteaptă răspunsul și procesul merge un pic mai încet. Însă sunați la centrul de rezoluție, încercați, poate să rugați pe cineva cine vorbește limba engleză și ei o să vă ajute. Acum mergem mai departe. Întotdeauna mi se cere să-mi furnizez statutul atunci când aplic pentru un loc de muncă, dar încă nu am un statut. Ce pot face? Denisa le manoșca mente janen. Akana, că kana conta jalte rodil buki, na, kana manoș jalte rodil buki, le manoș mangen le star te se cavelo statuto. Da. Yeah. Dar le romes nai le statuto, ni primi s-ar deau, hai ni cardau peschi aplicația. So te cărel, si le voia le manoșente mangenu statuto akana, că? Kana inke naitu o statuso, tai ma kerdani aplikácia. Hát šajš si kaves andi púti, hoď ma kerdani i aplikácia. Si kaves lenge o e-mailo, tai o certificate of application, hoď ma kerdan tuke o statuso, tai hoď lešis te dentu o statuso, tai šajš si kaves lenge andi púti tiro pasporto, vať ID, hoď san anda Evropa. Kodo šaja velmi što te lešin te dentu andi buti o statuso a zirka má kerdan tiri aplikácia a taj feri lešis te dentu o statuso. Da faltu că le manoșen sile ceacimos te mangen u statuso a kanaka, kana e Anglia, genes încă n-ai andu... Șana. Henesc sile ceacimos? Vel, te Pena v Čačimo von, či trobujte pušen tutar, ale má pušen. Azirka andi buti má daran, hoď najtu legální vo statuso. Či trobujte pušen, ale Varisave má pušen a kánik.
Da. Ce spune Denisa? Că, de fapt, încă nu trebuie să vă ceară nimeni dovadă a statutului la momentul dat, însă, da, practica arată că oamenii întreabă dacă aveți statut sau nu, pentru că ei vor să se protejeze în caz, știți, că intrăm, deci, în 2021 și dumneavoastră sunteți legal, da? Dar dacă nu aveți statut și doar ați aplicat la statut, puteți să le prezentați, să le arătați certificatul de aplicație la EU Settlement Scheme, da? Dovadă că ați aplicat, sau puteți să le arătați pașaportul sau buletinul european, ceea ce atestă că dumneavoastră sunteți cetățean european și încă aveți dreptul să munciți și să locuiți aici în Marea Britanie. Dar, iarăși, noi vă spunem că e bine să aplicați și aplicați până când mai aveți timp. Mergem mai departe cu întrebările noastre, mai avem ceva timp. Vă rog, dacă aveți întrebări, ne scrieți în comentarii, noi o să încercăm să le răspundem. Și întrebarea următoare este, dacă cineva mi-a cerut să... Da, asta noi deja am răspuns. Poate aplica la EU Settlement Scheme numai cu un certificat de naștere din Marea Britanie pentru copii. Denisa, camente janen, lemanos, cana lecea vore, dar știinte că reni aplicația ca EU Settlement Scheme, cana să le doar certificatul de naștere, birth certificate. Cana si eșa vorren feri birth certificate, at naști că reni aplicația feri cana să le birth certificate. Eșa vorren, vi eșa vorren, trebuie de aval pasporto, dar apal cadeșa că ren lângă aplicația. Da, deci copiii trebuie să aibă de fapt pașaport și aplicați la pașaport pentru copii. Mihai, chiar dăm ce acest că legea oră trebuie tăiele pașaportul, da? Trebuie le pasportul, eu, vei așa oră. De care e aplicația? Certificatul nijau. Că n-a si birth certificate că dole să naștic care ne. Gădea si parom de gădea vremea că e să mă. Are si eu. Într-adevăr, este cam greu acum în timpul carantinei. Știu că deci copiii, dar am avut cazuri cu clienți că copiii care s-au născut acum în carantină și nu pot să-și fac un document, chiar și certificatul de naștere este o problemă. Înseamnă că așteptați, da, până când se va deschid, nu știu, organizațiile, da, tot se va fi deschis și o să puteți aplica pentru un document de identitate, un pașaport. Noi suntem aproape la sfârșitul sesiunii noastre. Haideți să mai încercăm să dăm o întrebare. O întrebare cam importantă. Persoanele aflate în închisori se califică pentru aplicare la EU Settlement Scheme. Denisa Sie Pușimos, lema Cecile Andobar. Onda știinte că reni aplicația EU Settlement Scheme? În ce e cu eu kvarpen? Imprisoned people, if they can apply. Sorry, I couldn't hear properly. Can you repeat that, please? Le manoșke sile andelbara, beșen pandade andobar. Imprisoned. Oh, okay. Reni aplicația? Jo, okay. Kodola so kana gele ando panglimo, tai saskate ma panš berš, at kodola šajkeren kade aplikácia. Ale kodola kanagele ando panglimo, tai inke naskate panš berš, at kodola našti keren i aplikácia. Kodola kana avna avi ando panglimo, at site keren panš berš, kodola kana aven avri ando panglimo, at kodoj sarte, či avilon kate. Ad kodola site keren pre-settled status. Hajari so gindi, Aluna? Does it make sense? Yo? Mihai, chiar da. Deci, ce spune Denisa este că persoanele care sunt acum, la momentul dat, închiși, da, în închisori, nu pot aplica. Dar contează timpul până când au fost ei, de fapt, închiși. Deci, dacă au stat până la momentul închisorii, dacă au stat în Marea Britanie până la 5 ani, pot aplica mai departe, pot aplica la pre-settled, da? Dacă au stat mai mult de 5 ani, pot aplica la pre-settled. Însă, în orice caz, eu cred că aici trebuie să ceară ajutor
de la un specialist, da? Pentru că sunt situații în care, într-adevăr, e cam dificil de aplicat și o să aibă nevoie de susținere. Acum noi nu mai avem timp mai departe să mergem cu întrebări, deși avem încă foarte multe întrebări de răspuns. Denisa, mafal magadawa silo amaro ultimo, deci last, amaro ultimo pushimos. Mea că am încercat să te mântuiți gădea sesiunea. Amen mai sime but pushimata, but buchea ca ele romcamente janen sarte kerele ca EU settlement scheme, dar a mea cam ucas gada la pushimata pi sesiunea al doilea, ca e cam a el, podeș decembrie, da? Eftan de rachi. Deci, vă mulțumim mult pentru atenția dumneavoastră. Noi avem foarte multe întrebări încă, însă întrebările care nu le-am răspuns vom avea șansa să le discutăm în a doua noastră sesiune care va avea loc pe data de 10 decembrie la 7 seara. O să vă mai trimit încă reamintiri despre evenimentul nostru al doilea și vă rog să vă alăturați nouă mai departe pentru că sunt niște întrebări foarte importante și vă îndemn să aplicați la EU Settlement Scheme. Este foarte și foarte important. And now maybe we can have all our information and details on the screen so people can contact us. Akanaka kamaute mangau tail amare kontakta amaro luton roma tras hai new europeans kontakta pa amaro ekrano tu me dashlinte kontaktina men dedikana mare website ura hete kontaktina men and the ildui organizații, a mea că am încercat să te dați tu maximum ajutor, dar și ne dedică la mare video ura, hai mare informația, andă diferime și ba, andă rezidența. And if we can scroll below with Denise's phone number, hai că na trebuie tu me ajutor, te care ne aplicația, hai că mente pușând vă și romanes sau andă și i englezisca, ca te dicând pe ecranul tău maro un numărul de telefon cu Catarii Denisa, an de organizația New Europeans, sunin la că hai voi cam ajutorul tău me, an de șibi romanii sau englezisca că uini del duma, an de șibi i romaisca. Deci acum noi v-am arătat două website-uri, Luton Roma Trust și New Europeans, vă rog să ne contactați în caz că aveți întrebări și ați văzut pe ecranul nostru un număr de telefon a Denisei de la New Europeans care vă poate ajuta cu sfaturi despre aplicația dumneavoastră pe EU Settlement, pentru EU Settlement Scheme și în limba romanii și în limba engleză, pentru că ea nu vorbește limba română. Mulțumesc mult și vă aștept, de fapt, la sesiunea noastră următoare de pe 10 decembrie, pe la 7 seara și eu o să revin mai încolo cu o reamintire. Unde puteți să ne găsiți al doilea stream. Și vă mulțumesc!